Marius, ca de obicei, când e Grand Slam, întotdeauna e meci de 5 seturi pentru tine în ultimul timp. Da, se pare că au fost din nou 5 seturi, dar mă bucur că am reușit să câștig eu data asta, că sunt binevenite acum niște victorii, pentru că am avut un sezon mai rău și în ultima perioadă am început să joc mult mai bine, dar nu se legau încă victoriile și acum, văzând că la Winston-Salem am avut o victorie, după aceea am avut un meci foarte bun pe care l-am pierdut, dar am fost mulțumit de jocul meu și aici am venit să câștig în 5 seturi. Mă bucur că și îmi dă mult mai multă încredere acum pe viitor. Ai avut câteva momente dificile cu Gomber de-a lungul acestei partide de 4 ore și 15 minute. Da, da. Vă dați seama la atâtea ore că nu e tot timpul frumos. Dar și mulți români lângă tine. Da, da. Le mulțumesc că au venit să mă susțină. Chiar aveam nevoie în unele momente și m-au susținut. Sper să vină și la următorul meci. Păi, următorul meci e mâine cu Nick Kyrgios la dublu. Da. Chiar cum a fost povestea cu Kyrgios alături de tine la dublu? Păi, eu l-am întrebat când am ajuns în America, la Atlanta, dacă vrea să jucăm dublu. Și mi-a zis că vedem, nu era sigur. Și după aceea la Cincinnati l-am întrebat din nou, zic, cum rămâne cu dublu, vrei să jucăm sau nu? Și mi-a zis că a vorbit cu Andy Murray și că nu o să poată să joace. Și pe aceea, când am ajuns la Winston-Salem, era chiar în ziua când se închidea lista și mai aveam 40 de minute. Îl întâlnesc pe antrenorul lui Murray și zic că veniți la US Open. Și că nu venim. Și atunci am picat fisa, zic, hai să vorbesc din nou cu Nick, să-l întreb dacă cumva are pe altcineva sau nu. Și mai aveam, nu știu, vreo 15 minute să ne înscriem și i-am scris. Mă bucur că mi-a răspuns, mi-a zis, dăm 2-3 minute și îți dau un răspuns. Și atunci a zis, ok, înscrie-ne. Și ne-am înscris cu 10 minute înainte de termenul limită. S-ar putea ca această înscriere în ultimul minut să vă ducă undeva sus în proba de dublu, pentru că sunteți doi jucători care serviți într-adevăr foarte bine și s-ar putea să vă și completați. Da, da, mă înțeleg super bine cu el, e un băiat super ok și în afara terenului. Vorbim destul de mult. Sper să ne cuplăm foarte bine la dublu și să avem cât mai multe victorii, pentru că eu zic că avem șanse bune să le facem probleme mari jucătorilor de dublu.